Sprijinit de conducerea Clubului Sportiv Mușcel, antrenorul secției Lupte Anton Arghira a organizat la sfârșitul săptămânii trecute o nouă ediție a memorialului Ion Dragomir Gheorghe Cloț la lupte greco-romane. Manifestarea a început vineri după amiază în jurul orei 16 cu revederea generațiilor, când foștii luptători s-au întâlnit la sediul Clubului Mușcelean pentru a participa la proiectul pus la cale chiar de Anton Arghira. A fost o întâlnire cu multe emoții, cu îmbrățișări și aducere aminte. La Pitești? Ia uite cu alea. Era tot la fel. Nu, mai, la Pitești sunt și eu pe acelea. Nu. Asta? De la Galați, era pe vapor. N-a fost la Galați. A fost, Galați. Și eu am dormit în... Ce mai făcea și pe aici, frate? Aici mi-a arătat mușchi. Mobi! Dar pasta nu ai, pasta nu ai, pasta nu ai. Asta este prima echipă cu CS de la Câmpul Lung Mușcel cu antrenorul Popescu Lucian, primul antrenor. Ce avem aici? Aici avem echipa. Lucică, era intrat în la. Da, eram în divizie. Ferraru, Caramenea, Iancu, ăsta, tu. Eu sunt mai încolo, pa. Nu, mă. A, da, da, da. Ilie, Ilie Tiberiu, Tiberiu, Mobi și Dojvete. Mobi și ăsta e, mai, e domnul președinte. Conteleleu. Nu știi tu, Jugănaru, nu știi tu, Jugănaru, Tudorel. Tudorele, tu ești. Cine nu l-a cunoscut, o mor eu. Băi, ești. Locul de lor. Dar ăsta îl cunoști? Emoțiile s-au mutat apoi în sală, acolo unde directorul Silvius Madea și antrenorul Anton Arghira i-au premiat pe toți cei prezenți. Începem festivitatea de deschidere, deschiderea memorialului nostru. După cum știm, în decembrie, la aceste date, săptămânile astea de mijloc, avem memorialul Ion Dragomir și Cloț Gheorghe. Vă rog, în memoria celor doi antrenori de lume, nu mai sunt între noi, ci nu numai ei, avem și pe Păun, avem și pe Chescu, avem și pe Romanenco, avem și pe Stefan Marian. Să ținem momentele cu plăcere. Un mult omalace. Omalace. Verde, da. La eveniment au fost prezenți și o parte dintre foștii directori ai Clubului Sportiv Mușcel, legați într-un fel sau altul de luptele greco-romane, dar și cel mai premiat dintre luptătorii mușceleni, cu 4 prezențe la Jocurile Olimpice, Marian Sandu. Că toată viața am spus că este un club foarte mușcel. Felicit. Și acum tot aici va fi. Mulțumim pentru prezență, domnule. Dați să ne vadă și lumea de la Mușel TV, la dreapta noastră. Eu față de Arghira am amintire că l-a adus de copil profesorul Iene de la Valea Mare. Domnul Coman prin... Și l-a recomandat lui Lucică Coman și de atunci, deci de când era copil, a fost aici, în sala asta, luptător de valoare și pe plan național și internațional. Mulțumesc! Și sper ca în continuare să promoveze ceva tineri cu care să dacă lucreze, de tineri, acum, să lucreze alături de el. Domnului Pavelescu Vasile. Antrenor de lupte. Ne pupăm iar? Pe premier, domnul Pavelescu, se vadă lumea aici. Sandu Marian este sportivul cu cele mai multe medalii și cele mai valoroase. Este înaintea mea, înaintea lui Uță, înaintea tuturor și a lui Păun, să știți. Cel mai laureat. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag vin la Câmpul Lung. Aceasta este sala de unde am plecat. Am ajuns cineva în viață datorită acestui sport. Antrenor la Dinamo cu un grad profesional care nu-l spune. Îl am la Dinamo București. Vreau să mulțumesc tuturor care ne-au sprijinit și niciodată nu o să uit de unde am plecat și încă o dată vă mulțumesc pentru invitație.
11-12 medalii, da. 4 olimpiade sau 3? 4 olimpiade, medalii multe la europene. Mai bine mergeam la una și luam o medalie decât la 4-5. Asta e, Petricu! Întâlnirea de gală s-a încheiat cu o fotografie de gală, o fotografie care să dăinuiască peste timp, așa cum sunt și cele prezentate astăzi la reuniune de cei prezenți.